Domnule Mazzoni, vă mulțumim frumos că ați avut amabilitatea să ne acordați un interviu pentru 1000 de semne. E o premieră pentru noi. Face mare plăcere să vă cunoaștem și în carne și oase. Eu mulțumesc pentru invitație, pentru că vom face acest interviu. Sper să fie și mulțumitor pentru cei care ne vor asculta. Vom vedea. Suntem optimiști de felul nostru. Așa, când și eu de obicei sunt optimist. Da. Cum vă simțiți la Iași, la Filit? Ați mai fost aici? Este a patra ediție, deci sunt... Sunteți veteran, deja. Într-un fel, vedem vechi ai regilor din Cluj, din Iași, pardon, și cu Jandarm Todorović, cu Dan Dumbru, ne-am văzut de mai multe ori și în sănătate și aici. Deci cred că e o prietenie care durează în timp. Da, noi suntem pentru prima dată aici. Asta nu înseamnă că nu avem un background, pentru că am urmărit ediția anterioară a Filipului și ne-am dorit foarte mult să ajungem, am reușit și în formula aceasta. Spuneți-ne, față de edițiile anterioare, cum vedeți că a evoluat acest festival? Bine, din păcate au fost 2 ani de pauză, dar ediția prezentă nu are nimic mai potrivit față de ediția anterioară, care a ieșit foarte bine tot timpul și chiar a fost ceva care ne-a surprins pe tot, fiindcă chiar dacă a pornit grație unei inițiative de prieteni, de tine, etc. De la bun început, de la prima ediție, a fost un festival de anvergură și am impresia că și festivalul din anul ăsta are foarte mulți invitați și am impresia, adică eu sunt aici deja de azi seara, că totul merge minunat. Deci sunt convins că va merge în continuare cu oameni de seama și cu întâlniri foarte interesante, cu tot felul de mese rotunde de care poate ați citit și foarte mulți invitați cu întâlniri care sunt în paralel mai multe sedii ale orașului. Asta este o altă chestie importantă pentru mine, adică au implicat și liceenii. Eu, tinerii, sunt o componentă foarte vie a festivalului și îi vezi peste tot, de la voluntari, la alecart, fac o treabă extraordinară și interesant. Da. Ați participat, ați fost invitat la anumite... Ieri am fost la o întâlnire, dar și în anii trecuți am fost la alecart și în alte și cred că este o metodă, o idee foarte binevenită ca să fie o modalitate ca să implice și ideea de a implica tinerii ca să citească, că asta este viza cea mai importantă, ca să nu fie numai niște tineri care sunt legați de mass media, de ceva care este de aparate electronice, dar ca să descopere și ei autori de calitate și cititurile. Doamne Mazzoni, în altă ordine de idei, sunteți un prieten fidel al culturii române, al literaturii române. De multă vreme aveți multe contacte în spațiul acesta al scriitorilor din România. Eu am o curiozitate, pentru că dumneavoastră sunteți din Italia, e o țară care pentru noi înseamnă foarte mult, noi știți foarte bine. Dar totuși, de ce ați ales cultura și literatura? N-a fost o alegere spontanee din partea mea, a fost profesorul meu de la facultate, când eram student, în anul 1 de facultate, care a spus, că și româna este o limbă care merită, fiind în el profesorul de filologie sau de lingvistică a românii. Așa fel, încât eu pe urmă de pildă am venit cu bursă de studiu înainte de mine, că am studiat la facultate, dar pe urmă am venit lector de italiană la Universitatea din București, în anii 70 și 72. Deci acolo am descoperit o lume și multe lucruri cu totul uimitoare față de lumea occidentală, de pildă cozile la librării, când se publica o carte de versuri în Indiana sau în Maranciolu sau Nichita sau Părințorescu. Și asta a fost un fenomen care chiar m-a surprins, fiindcă la noi cărțile de poezie de pildă se publicau în tiraj de 600, 800, maxim 1000 de
Și știți probabil că în anii 80 o antologie blandiană în biblioteca pentru toți a apărut într-un tiraj de 100.000 de exemplare. Asta era ceva uimitor, da. Bineînțeles, ne-am explicat imediat care era adică secretul pentru acest succes, fiindcă, bineînțeles, anumite lucruri nu puteau fi spuse decât în familie. Și atunci ideea de a găsi niște texte de poezie, în primul rând, sau devin de spectacole la teatru, în care erau niște aluzii sau renumite șovânere, asta a creat, din partea unui public, iubitor de literatură, dar și iubitor de adevărului, o atenție pe care, din păcate, Occidentul nu avea, pentru că era deja un Occident nu numai mai liber, dar și mai legat de o viață în care partea materială a vieții era mai importantă decât partea sufletească. Deci asta m-a legat foarte mult de cultura română și chiar dacă am plecat și anii ceaușiști am fost mai puțin prezent aici și am putut să am legături, am avut scritorii care am stat vasă în prietenie, deci încet cu încet am început să traduc. Aveam relații bune cu Blandiala și cu alții care pe urmă s-au afirmat. Herta Miller, da. Este practic o mie, din România, deci nu se poate spune altceva de ați cunoscut-o în anii aceia, în anii 80? România l-am cunoscut-o, nu mai ales că ea era din Banat, la Timișoara, eram în București și am și pe data la Cluj, nu, dar anii României, din România, anii mei, că eu eram în România, l-am cunoscut-o, dar nu mai așa, în, când era deja în Italia, la o fel înainte de Premiul Nobel, după, mi s-a cerut dacă sunt dispus să traduc cartea ei idei, versuri, aia singură publicată în română, care este sau nu este Ion, nu? Și bineînțeles, am fost încântat și a avut și succes. Acum mă pare că partea e epuizată și în Italia, dar și în România, am înțeles că s-a epuizat. Am înțeles că a fost publicată de editura Vina la noi. Au fost sau o selecție de versuri din acest volum a fost? Nu știu că au fost singur la editura Vina. Cartea, prima ediție de care știu eu, a fost publicată la Polion. În anii 80, 57, nu, după la poezie. Da, și asta e poezie. Asta pe care am adus eu este o carte colaj de versuri și desene. Da. Vreau să vă spun, ați pomenit de Ana Blandiana și de anii 80 și acea carte, acea antologie publicată în BPT exact. Da? Am fost la librăria Eminescu când a fost pusă în vânzare cartea respectivă, era o cărere imensă. Am reușit să cumpăr cartea, dar m-am ales cu cam așa rupă. Da? Da. Așa a fost. Care era un public care vrea. Deci Ana Blandiana era interzisă, deci nu mai putea să le publica de câțiva ani. A apărut această carte, această antologie. A fost o surpriză fantastică pentru publicul român. Au auzit oamenii creștenii că se vină acolo, a fost în România. Asta n-am știut. Riscul că îți se rupă o camașă, ca să ai o carte. Da, țin minte. Bine, a fost întotdeauna un glas puternic și un glas care, eu spun, era pe undeva oracular. În cadrul dumneavoastră de traducător, o spun de fiecare dată și mă repet, pentru că am mai făcut interviuri cu traducători, le spun fiind și prietenii mei cunoscuți de mai multe vreme, acum vă respect foarte mult munca asta. Pentru că fără munca voastră sau munca traducătorului, în general, nu aș fi citit pe Dostoevski, pe Gunter Grass și așa mai departe. E toți mari scriitori ai lumii. Care este imboldul pentru un om de cultură să treacă la masă de lucru și să traducă o carte? Eu cred că, în primul rând, contează aprecierea și bucuria de a transmite și unui public altfel, de altă limbă, un mesaj important pe care, cel puțin el, să vorbesc și important și de mare valoare estetică. Deci, nu întâmplător, de când am început, mi-am ales una, eu singur, cărțile pe care voiam să le traduc.
și de pildă când am început să traduc, am vorbit cu un editor din Italia care într-un fel mi-a cerut o carte din literatura română și eu l-am ales pe Mircea Cătărescu cu o carte mai viabilă, adică mai mică, adică travestii. Și fiindcă pe urmă travestii a avut succes, editorul a avut mai mult curaj și deci am putut traduce și Nostalgia. Și la început am avut Nostalgia numai cu cele trei povestiri care fusese publicate în ediția Visul, Cenzurată și pe urmă, bineînțeles, am avut și o ediție integrală, cea care s-a publicat apoi după 89. Și încet cu încetul și încrederea din partea unor edituri a crescut față de autorii români în această schimbare de punct de vedere, a contat foarte mult și faptul că, după cum știți, Institutul Cultural Român a creat acest PPS, program pentru finanțarea editurilor italiene, mai ales pentru a acoperi costurile traducerilor, și atunci mai multe edituri, bineînțeles, s-au implicat cu o mai mare disponibilitate pentru a reproduce și pe piața italiană autorii. Aici l-a ferit în premieră, prima dată când se va acorda de către LCR, premiul pentru cea mai bună traducere. Da. Eu că sunt unul dintre nominalizați. Sunteți pe o listă scurtă, pentru că au fost, am înțeles, peste 60 de... au fost peste 60 de traduceri. Și sunteți în cei 5 care... De 7. Sau 7. 7, maxim. Vom afla duminica seara, până la urmă, juriul din ICR, pe cine l-a propus pentru acest premiu. Vă doresc succes de acum. Vă doresc succes de acum. Desigur. Dacă să câștigați, deși nu se știe așa, de ce? Pentru că pentru mine, cel puțin, Solenoid este o carte foarte importantă. Aveți dreptate și e și o carte masivă. Ediția românească avea 840 de pagini, ediția italiană, nu știu de ce motive, sau știu, a ajuns la 940 de pagini. Bine, de obicei, la noi, cărțile sunt tipărite cu spațiu mai amplu, adică cu pagini de mine mai puțin înghesuite, ca să fie mai ușor de citit pentru un public nu numai tânăr, dar și oamenii mai vârstă. Și adevărat că a fost o carte care a primit la noi chiar peste 25 de cronici, toate foarte pozitive, ceea ce a însemnat mult pentru Mircea Cătărescu și pentru prezența lui pe plan editorial. Puteți să ne spuneți câteva lucruri despre prietenia care vă largă de multă vreme cu Mircea Cătărescu? Da, el e un om deosebit, de o modestie uimitoare pentru scriitor de Italia lui, de capacitatea lui, de puterea lui de a scrie. Ne-am întâlnit su de câte ori și la Târgul din România și la Târgul din Italia. Am călătorit și împreună cu mai multe festivaluri. Deci acum este ceva apreciabil, că dacă ajung la București, bineînțeles, se merg la ei acasă, stau împreună, câteodată am și dormit la ei, fiindcă este chiar o prietenie veche și sper să ne regăsim în curând sau la lansarea la Gaudeamus, la ultimei cărți, adică Teodoros, carte care va avea 6 tuturi de pagi, sau care are 6 tuturi de pagi, deci cred că peste puțin ne vom încumeta și cu acest nou proiect de... Chiar aș putea să vă întreb dacă vă puneți la cale... Adică, prin vorba, el m-a spus deja că e casă și nu cred că are încă un contract cu editura, dar asta nu va fi un problem. Nu știu dacă am spus, pentru Melancolia au fost 3 edituri care au vrut să aibă drepturi pentru editarea cărții. Deci, înseamnă că autorul român care deja are aceste edituri care ambiționează să aibă drepturi, înseamnă că m-au vrut drepturi ca autor mare. Profit de prezența dumneavoastră aici, de faptul că pot să vorbesc cu dumneavoastră, anume pentru faptul că
Eu, având mulți prieteni în zona literară din România, am curiozitatea mereu să știu cum este privită literatura română contemporană din afară. Dumneavoastră, cred că puteți avea o viziune asupra ceea ce se întâmplă în România, da, fiind de multă vreme aici. Cum e percepută? Dar m-a interesat nu neapărat la nivel înalt, să spun așa. Adică Mircea Cristelescu este un vârf. Ana Blandiana este un vârf. Camilo este formată în Nord. Și mai departe. Marie Ferescu a fost un scriitor și este un scriitor extraordinar. Din fericire, grație acestor auguri de care ați venit, și o literatură română de tineri a început să aibă o apreciere și o pătrundă. Văd că nu sunt foarte multe cărțile publicate din copiile bănești, dar ce se publică de obicei e și caudat și cu cronici pozitive, deci eu spun că pentru literatura română contemporană Italia este un spațiu care deja e bine orientat ca să o primească cu apreciere și bucurie. Mai ieri am făcut un interviu, am realizat un interviu cu un bun prieten, Marin Umbrai, care este un foarte bun traducător din limba spaniolă. Și îmi spunea, așa dulce, amar, îmi spunea că un traducător în România câștigă cam în jur de 2-3,5 euro pe pagină. Care este, dacă puteți, bineînțeles, să-mi spuneți lucrul acesta, care este diferența față de... Nici nu se poate compara. Iar altfel depinde și de calitatea autotraducătorului și de limba din care se traduce. De exemplu, cea mai prost plătită este o traducere în favoare din limba engleză. Concurența e așa de mare încât orice traducător ca să accepte, ca să câștige, e dispus să accepte și o sumă mai mică. Dar, oricum, prețul de 6-7 ori mai mare față de ce se plătește aici în România. Pentru limbi mai dificile, giaponeză sau chineză și altele, bineînțeles, plata e mai mare. Statul italian se implică în această poveste, în cultura? Din păcate, statul italian, ca și statul român, dar într-o măsură mult mai mică, participă eventual la editarea unor cărți italienești în sănătate, dar pentru un procent foarte mic de cărți. Deci nu se poate paragona cu ce face, ce a făcut Institutul Cultural Român în ultimii 15 ani. Am întrebat asta pentru că încercam să-mi dau seama de ce există acest decalaj imens între ceea ce se întâmplă în România, cel puțin la nivel de traducător, dar și la nivel de scriitor, tiraje și mai departe, și ce există în Occident. Piața este mult dezvoltată. Pe undeva adevărat că noi avem 60 de milioane de cititori, de cetățeni. Voi aveți mai puțin de 20 de milioane, am impresia. Deci adevărat că nu se poate compara câte exemplare poate să vindă un autor italian la noi și un autor român la voi. Dar probabil nu contează numai asta, adică numărul cititorilor, dar și devin la voi o problemă mare este distribuția. Și am înțeles că fost așa de mult distribuție, încât anumite edituri nici nu se gândesc ca să trimită un set de cărți în un alt oraș, ceea ce e mai păcat. La creștere profilul... Bineînțeles, inevitabil trebuie să crească pentru pe carte, fiindcă distribuitorul trebuie să cere 65% sau ceva de genul ăsta. De altfel, trebuie să vă mărturisesc că cel puțin în ultimul, hai să spunem, un an și jumătate, prețurile la cărți s-au dus foarte, foarte în sus. Acum știți, din păcate, și costul hârtiei a crescut foarte mult și, bineînțeles, este și o mică speculație. E teamă. Asta... Ca de obicei.
cum s-a întâmplat cu tot, cu razele, cu mine și alte. Viața acum la urmă, cred că nu reflectă 100% și acum realitatea, să spunem așa. Așa este, așa este. Mai... Chiar întâmplător, azi, uitându-o să fie, autându-ne pe Facebook, am descoperit că o editură din Italia, spunând că a primit foarte multe cărți înapoi, un pic stricate sau cu pagine care nu sunt foarte curate, punea în vânzare aproape tot stocul de cărți editate de ea cu o reducere de 50%. Asta înseamnă că a fost un preț prea mare și atunci, ca să vină, au găsit această găsentință de a spune că au pus cărți înapoiate și le vin ca să rămână în depozit. Apropo de cartea străină care vine la noi, mi-aduc aminte cu perioada interperică, perioada respectivă, citeau editorii aduceau cărți de limba franceză, explicau în Occident, la Franța și în țările francofone, și cumpărau, deși nu toți aveau bani foarte mulți, dar își permiteau să cumpere o carte venită din afară, acum, o carte din afară venită în Arad costă cel puțin 780 de lei, dar depășește și 100 de lei. Iarăși, contrem, cum s-ar putea regla lucrurile astea? Pentru că, vedeți, eu sunt pasionat de literatură. Îmi doresc să citesc poezie contemporană și nu pot să ajung la... Înțeleg foarte bine. Tineretul a descoperit posibilitatea de a citi prin e-book sau prin PDF. Poate noi, la vârsta noastră, suntem mai puțin iubitori de o carte electronică, fiindcă ne-a plăcea ca să o mirosim, ca să o pipăim, ca să o păsăm în bibliotecă, ca să avem în mână și, din păcate, nu cred că vom reuși să scadă prețurile la cărți, chiar pentru ce ziceam înainte cu Maria prețurilor și exportul de carte nu e bine tutelat din partea statului local, au piață editoriale. Deci mi-e teama că vom plăti în continuare sume cam mari pentru cărțile pe care le dorim. Tot sperăm să vină vremuri mai bine să comerceze. Vom vedea, dacă reușim. Nu se știe. Spre vânturile întâlnirii noastre, aș vrea să vă rog să-mi dispună în măsura în care puteți, dacă mai aveți și alte proiecte. Da, am pe masă, pe biroul meu de traducere, variațiuni pe o temă dată, parte de versuri a Anei Blândeană, dedicată, bineînțeles, conferului Romului Cerusan, cu care am fost prietenii de câteva decenii. Da, o carte, eu cred, deosebită, de o delicatețe și de o carte care, bineînțeles, spune multe despre o poveste de gradose care a durat peste 50 de ani. Deci, pe undeva este și, nu spun o datorie, dar o dăruire pe care eu prefer să o dau Anei Blândeană pentru ceea ce țin. Și pe urmă, bineînțeles, a venit, am impresia, Teodoros, care nu spuneam, va avea, sau are, 600 de pagini. Deci e un proiect care îi implică o și am produs un editor din Italia și eventual cu sasa lui Dalí, care știți, formată de amicul Jordan Todorović, vom vedea dacă o accepte și dacă va primi o finanțare din partea editorului. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru ce faceți pentru cultura mea. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru posibilitatea de a vorbi. Și vă doresc la premiul de cultură. Vă vedea, sâmbătă seara, duminica seara, aflam până la urmă cine a câștigat dintre cei nominalizați. Poate o să vă felicit. Mersi mult! A fost o bucurie. Mulțumesc! Mersi!